Bună, da. Cameră, sunt eu, George, dar deja știi asta. Acum că ne recunoaște cineva, facem spectacole în cameră. Da, așa, da, corect. Ah, da. Să dăm astea pe silent. Eu le-am și dat începem, pe mod avion. Începem așa pur și simplu sau deja e început, ca să zic așa? Păi să facem un intro. Vrei să facem intro sau vrei să spune cineva ce a făcut astăzi interesant? Hai, povestea în trei. Hai, facem un intro cu un cuvânt. Hai. Începem? Salut! Bine! Ați venit la podcast. Care? Este aici. La The Full. Ei. Era o onomatopee. Ei. Salutare, oameni, bine ați venit la Open Podcast, cel mai serios podcast de pe planetă. Este un podcast pe care noi îl tragem în fiecare luni înainte de Open Mic la The Full, pe calea Victoriei 118, nu 112. De obicei avem invitați oameni care urcă în seara respectivă, dar astăzi îi am alături de mine pe Claudiu și pe George și zic alături de mine pentru că eu o să fiu MC în seara asta, nu că este podcastul meu. Și ne-am gândit ca astăzi să vorbim, să denumim acest episod, nu știu dacă sună pompos sau nu, sfaturi pentru începători. E, nu neapărat că sună pompos, dar nu neapărat sfaturi, cât experiențe, concluzii. Împărtășit de experiențe. Da, concluzii pe care le-am tras în urma experiențelor. Experiențe împărtășite. Sună ca un titlu de roman porno, dar așa o să zic. Experiențe împărtășite. Se întoarce. Ne-am gândit să împărtășim lucrurile prin care noi am trecut și de care ne-am dat seama. Și nu înseamnă că ele sunt total adevărate sau că doar așa trebuie făcut. Înseamnă că astea sunt lucruri de care noi ne-am lovit și pe care le împărtășim oamenilor care vor să se apuce de stand-up sau oamenii care s-au apucat de curând de treaba asta sau care vor să facă meseria asta. Dacă cuiva îi sunt de folos, Doamne ajută. Dacă nu crede în ele, să fie sănătos și să creadă în orice altceva. Noi doar spunem prin ce am trecut și sperăm să vă fie util. Exact. Eu mi-am notat o serie de sfaturi. Este foarte posibil că nu ni l-am arătat între noi despre ceea ce o să discutăm, să se repete. Așa că dacă cineva o să zică îl am și eu, să le tăiem de pe listă. Da, e de bun simț să facem asta, nu e ca și cum acum o să ne certăm cine a dat primul sfat, știi? Bă, dar sfatul nu seamănă, dar sfatul nu se pare că seamănă un pic cu sfatul meu, cam în altă formă? Că parcă eu l-am dat înaintea ta. Nu știu cine pe cine sfătuiește aici. Ai furat sfatul. Exact. Bun. Primul sfat pe care eu l-am notat dar este... Dar nu erau sfaturi, erau experiențe. Deci da, dar le denumim să ne așa... Să le denumim experiențe. Dar sună mai bine sfaturi. Sună mai bine sfaturi. Deși nu neapărat că suntem ce mai avizați să facem treaba asta, dar sună mai bine sfaturi pentru că sunt lucruri în care noi credem și de asta, dacă îi le împărtășesc cuiva, sunt sfaturi. Primul pe care eu mi l-am notat este să țină în minte textul foarte bine. Corect. Adică mi se pare foarte important că atunci când te apuci de treaba asta sau când mergi la un open mic, E extrem de important din punctul meu de vedere și sunt convins că și al vostru să ții minte foarte bine textul. Să nu uiți gluma, da. Corect. Exact la asta mă gândeam fix înainte să plec de acasă, pentru că analizam cumva astea două metode, două dintre metode, să spunem. Una e să scrii tu textul ca un monolog atunci când construiești materialul și a de-a doua e să ai niște puncte pe care să te bazezi și în jurul cărora să improvizezi. Ei bine, cum ai spus și tu mai devreme, pentru open mic, și din punctul meu de vedere, este foarte important să știi textul, pentru că emoțiile o să te fure și nu o să mai ai nici de cum capacitatea de a improviza, indiferent câte puncte ți-ai setat. Uite, de exemplu, noi doi scriem textul motamo, scriem monologe și le învățăm cuvânt cu cuvânt. Din ce știu tu, Claudiu, nu eu faci nu treaba scriu. Asta, tu pur și simplu notezi ideile în mare parte, notezi sau le ai în telefon sau le ai în cap, da. După care te urci acolo și Doamne ajută. Da, da, și înainte să mă urc acolo, stau și le repet acasă, adică trec prin ele de câteva ori în capul meu sau, mă rog, îți faci prin niște casă. Puncte cheie prin care să treci. Exact, sunt niște glumițe, practic, alea sunt punctele cheie prin care trebuie să trec sau premisele, efectiv, și trec prin ele de câteva ori. Înainte să plec de acasă sau înainte de show, de obicei cu
3-4 zile. Da, plus asta că e foarte bine să-ți repeți în ziua respectivă. De eu fac, de exemplu, când încerc o glumă nouă, am un ritual, mi le repet cam de 3 ori, cel puțin în ziua respectivă. Pentru că știm, adică în momentul în care urci pe scenă și ai o glumă nouă sau ieși la început, presiunea e extrem de mare și în cazul în care iese prost, ceea ce e foarte probabil să nu meargă gluma aia din prima, măcar să știi că ai dat-o cap-coadă, că nu te-ai bulbuit, da, că n-ai uitat lucruri prin care să treci, că dacă nici nu merge și după aia și uiți ce vrei să zici, ești la revedere. Și nu iese deloc. Și nu iese deloc, nu mai adică nici nu știi dacă a fost amuzant ceea ce ai gândit, că nici n-ai apucat să dai și oamenii sunt, ce căcat. Și de obicei, dacă nici nu ai înregistrarea, nici nu știi ce dracu ai zis acolo și dacă ai zis cum trebuie. Și de cele mai multe ori nu s-a înregistrarea. Da, păi asta e, de cele mai multe ori. Bine, eu de obicei făceam chestia asta, acum nu prea o mai fac în ultima perioadă, dar e o chestie foarte bună. Îmi pornesc telefonul în buzunar și mi înregistrează show-ul și după aia stau și îl ascult acasă, efectiv, și mă gândesc că, uite, aici puteam să mai bag ceva sau aici puteam să o joc mai bine. Da, uite, de exemplu, n-am făcut treaba asta, am făcut-o o singură dată să văd cât mă încadrez ca și timp, dar n-am făcut niciodată să văd ce am zis acolo, pentru că eu dacă îl învăț motamu și e scris monolog, clar, dacă m-am ținut de plan, asta am zis, asta știu exact ce s-a întâmplat. Da, și eu la fel, exact așa funcționez și eu pe monolog. În mare parte și la mine, tot sunt cam aceleași, deci aceeași glumă, nu schimb, să zici că schimb cum o dau textul în capul meu, cam același cum ar veni. Numai că nu, dar știm foarte bine că e extrem de importantă ordinea în care pui cuvintele și extrem de important cum și când le dai. Da, asta da. De asta zic că eu probabil pentru mine asta e chestia mai important, că văd unele chestii pe înregistrare că poate nu, îmi dau seama că nu s-a înțeles o chestie pentru că n-am folosit cum trebuie cuvintele în frazarea respectivă și atunci stau și le bibilesc un pic să văd cum merge cel mai bine. La glumele de roast unde știi foarte bine că e foarte importantă ordinea cuvintelor și orice cuvânt în plus murdărește. Absolut, orice cuvânt în plus. Strică tot timingul unei glume. Exact. George sau Claudiu, care zi tu? Eu să zic, eu să încep cu sfatul care m-a... Să știi că pe mine m-a încercat cumva în ultima vreme chestia asta. Am notat primul sfat să nu se agațe de stativul pentru microfon. Da, și... noi am mai discutat. Da, pentru că pare foarte cool să faci chestia asta. Te uiți la Bill Burr, te uiți la Louis C.K. și vezi cu câtă relaxare și cu mâna aia pe stativ așa și... Doamne, cât de cool, Doamne, cât aș vrea să fac și eu chestia asta. Problema e că în primul rând că o să începi să te joci cu el, că am remarcat chestia asta, că dacă ai pus mâna pe stativ, nu prea mai vine să o iei de acolo, că ți-ai dat și seama că e un gest cumva nenatural și simți nevoia să-l justifici. Și o să începi să te joci cu stativul și să-l folosești din ce în ce mai mult și o să-ți deturneze energia de la a te concentra pe glume la a te concentra cumva pe jocul ăla cu stativ. Este cool într-adevăr și poți să o faci după ce te relaxezi. Adică în ani de zile. Eu aș da o lege să poți să te sprijini de stativ, nu știu, după 5-6 ani. După ce ai făcut 5-6 ani de stand-up, toate primești stativ. Da, corect, ai drept. Și când vezi pe unul care face stand-up și stă de stativ, ăsta face cel puțin 5-6 ani. Și aceea, cred că se aplică și chestia aia că să nu ții microfonul în stativ. Mi se pare și la fel, e aceeași chestie dubioasă. Să ții microfonul în stativ și tu să... Adică mi se pare... Nu. Cumva că nu vine natural, parcă. Nu, de exemplu, asta cu stativul pe mine mă deranjează în ghilimele, pentru că cumva te relaxezi. Dacă spui ăla așa, dar tu nu te relaxezi, tu o arzi relaxat. Știi, exact. Că ești la început și hai că eu stau pe ăsta. Ce ai, mă, dar eu fac asta din poanie, mă, ce ai, ăsta-i... Exact, da. Și plus că e și, dacă te sprijini de stativ, clar... o mână o ai asigurată. Ce faci cu o mână, clar e aici. Și tu nu te folosești de-aia, că n-ai putea să te folosești de-aia, nu știu, să te miști mai mult, să faci ceva, adică, plus că te ține în loc stativul. Dacă stai ești mult mai static, pe stativ, pe aia, te miști pe scenă așa, în jurul stativului, ca un câine legat de sau să te plimbi cu stativul. Mulți mai încoace, mai stai mai... Da, stativul este o problemă și am remarcat asta de foarte multe ori. Da, da, adică dacă cumva într-un moment de nesiguranță. Știi că, de exemplu, eu când mai încerc glume, când nu mai știu, când mai uit din text, îmi iau o mică pauză și atunci pun mâna pe stativ pentru a mă semi-relaxa un pic, să încerc să-mi aduc aminte, eu funcționăm pe monolog, așa cum am spus, să încerc să-mi aduc aminte ce am de spus în continuare.
Da, bine, noi aici ne referim la... Cumva te oprești, cu chestia asta e cumva în capul tău că te oprești. Da, am luat o pauză, eu în momentul ăla am luat o pauză, efectiv. Îl vezi pe George așa, să știi că gândești. Da, exact, eu am luat o pauză, nu mai sunt activ în sensul de a livra material. Da, sfatul ăsta se referă și ne referim la oamenii care sunt de relativ la început și fac asta pe tot parcursul numărului sau setului lor, știi? Adică de când au stat, nu neapărat pe tot parcursul, dar majoritar... Excesiv. Timpului pe scenă, ei stau așa. Da, excesiv, se folosesc excesiv de asta. Adică exact cum ai zis tu, lui C.K. și cu Bill Burr o fac, dar e acolo, adică mi se pare că Bill Burr, el trebuie să se țină de stativ și cumva într-un picior, știi că și ăsta... Adică nu stă doar cu mâna pe stativ așa, să joacă cu el, dă să nu știu ce... E ca un taximetrist, știi, asta face, e o extensie a lui. Bun, deci încercați să nu vă sprijiniți de stativ, pentru că vă... Chiar e un sprijin. Da, n-am mai avut altceva. Și nu neapărat bun, în sensul că e stativul poate deveni prietenul ăla care te trage către băutură, știi? La modul că tu nu mai vrei să bei cumva, dar e... bea un pahar. Tu știi că nu e bine, știi? Dar tu ăsta te tot trage către rele cumva, că te relaxează foarte tare. Exact, da. Și către... îți scade cumva, poate că în subconștient... îți scade cumva nivelul de energie. Da, exact. Da. Exact. Adică tu nu-ți dai seama, dar sprijinându-te de ceva, fiind relaxat, dacă cumva, deși nu cred că ajungi să te relaxezi, mai ales la început, scade în energie și scade și calitatea de le show. De le show, da. Senior Claudiu. Mie mi se pare că chestia pe care am văzut-o și pe mine cumva... mă deranjează când că se mai întâmplă chestia asta, că și pe care am făcut-o și eu la început, că ți se pare că ai tu o poveste super, super funny, știi, pe care dacă o povestești la masă cu niște prieteni și așa, se râde, știi? Și te duci cu ea pe scenă și este blank, pentru că e termenul ăla de you had to be there, știi? Am înțeles. Adică sunt foarte multe povești de genul nu știu, când am fost eu la mare și m-am bătat și nu știu ce. Întotdeauna știu că nu se termină bine povestea aia. Adică e foarte greu să vezi o poveste care chiar e faină și bă, s-a întâmplat ceva super incredibil acolo. Da, nu, eu am dat prea tare cu asta, scuze. Așa. Da, și probabil că na, tot vorbim de oameni care fac treaba asta la început, nu ai cu siguranță experiența să faci o poveste care nu e amuzantă în ceva amuzant. Exact, asta e chestia și adică e o modalitate care la început ți se pare foarte ușor de făcut, știi, gen, păi o spun pe aia mea, mamă, când mă duceam eu, când nu știu ce. Mulți oameni vin la open mic cu poveste din cauza prietenilor care le spun, hai că e super amuzant, du-te și încearcă, spun o pe aia cu... Când ai căzut în baltă, mă, ești nebun la cap. Deci o să rup. Și după aia du-te la imur. Să mor, o să-i placă lui Delia. Ce ai, că e marele premiu. Da, într-adevăr, e chestia asta cu... Ideea e că, sigur că un material pornește de la experiență, dar că trebuie să stai un pic pe experiența aia și să vezi cum poți să o transformi într-o glumă efectivă. Da, adică partea de storytelling nu e doar storytelling, exact. Știi? Adică nu doar spui povestea, trebuie să mai adaugi niște lucruri la povestea aia. Absolut. Și trebuie să trebuie să o construiești ca pe o glumă, dacă e o poveste. Mie așa mi se pare, trebuie să ai un setup la ea, la poveste, nu începi, bă, m-am bătat, că ai dat deja tot setup-ul, ai dat, m-am bătat în vama vechi, știi? Câștigătorul. Da, exact. N-ai cum să faci asta. Și de asta zic că mi se pare că e o o chestie foarte ușoară pe care o încearcă să o facă toată lumea. Știi că am povestea aia, mă duc acolo, zic povestea aia și o să rup. Și nu, adică se urcă pe scenă, o zic și e liniște în sală și sunt de ce nu merg. Pe de altă parte, ce spui tu acum mă duce într-un alt, să-i spunem, sfat. Că știi că ai zis tu la început că zic prietenii că e amuzant. Mi se pare că ar trebui să faci chestia asta, să te duci la open mic, nu pentru că spun prietenii că ești amuzant, ci pentru că vrei tu să faci chestia asta. Că da, dacă spun prietenii că ești amuzant, cumva tu înseamnă că nu ai fi vrut neapărat să te duci la un open mic, n-ai fi vrut neapărat să începi o zonă de stand-up comedy, dar la presiunea lor sau ca să le demonstrezi lor ceva, ai zis bine mai cu fac și pe asta și automat ai dus din rațiunile greșite. Sau dacă vrei, pe de altă parte, nu e nici greșit dacă vrei la un moment dat să încerci o dată în viața ta sau absolut, de două ori să urci la open mic, e seara amatorilor, total de acord, dar să nu-ți faci speranțe exact, deșarte. Exact.
scuze. Spune, te rog, nu, dacă mai e ceva. Nu, atât. Mai mi-a venit, mi-a mai venit tot acum un sfert, dar zi, că e rândul tău. Și democratic e acest podcast. Da, faci, deci 1 2 3. 1 2 3. Al doilea sfat pe care l-am notat era să își pregătească o frază de început. Pentru că am observat treaba asta la... Adică să nu intre direct în material. Da, dar nu neapărat când vin la open mic. Am observat asta la cei care deschid show-uri. Nu își pregătesc o frază de început. Pentru că, chestia aia de bună seara, acknowledge that you're there. Da, intră și din cauza lipsei de experiență și probabil și a emoțiilor și a panicii și a fricii, intră acolo, zic bună seara și după aia care-i faza cu copiii? Ați observat că sunt mici și râd. Adică dacă deschizi un spectacol, e foarte bine să-ți pregătești o frază sau două, trei propoziții de deschidere. Dă-le timp oamenilor să conștientizeze că a început spectacolul, să-și îndrepte atenția către tine, să-și dea seama că, bă, stai, uite un băiat acolo care vorbește și după aia încep să intri în glumă. Bă, îmi place foarte mult sfatul ăsta, mi l-ai dat și mie când am început și l-am aplicat și chiar este un sfat care funcționează. Este bine să-ți iei 10-15 secunde de introducere ca să știe oamenii ce se întâmplă și oricum, să-i așezi cumva ușor. E adevărat, dar trist, când deschizi show-uri, majoritatea, adică 80% din oameni nu te știu. În cel absolut, mai fericit caz, că nu te știu și o să fie la modul, ok, a început, ce dracu, ce... Cum era și cum avea și Viu gluma cu că gen cred oamenii că ești de la Lumini, știi? A venit băiatul ăla de la Lumini și a mai zis niște chestii. A venit să testeze microfonul, sunetul, cred că altceva nu face. Da. Adică încerca să vă faceți o frază de început sau două, trei propoziții. Bună seara, bine la spectacol cu Cutărescu. Vă mulțumim că ați venit. Ha, că te-ai dat pe apă. Nu, fără asta. Nu încerca că te-ai dat pe apă. Nu știu, să deschideți spectacolul, prezentați-vă pe voi. Da, spuneți că o să deschide spectacolul în seara asta, după care începe să intrați în material. Asta mi se pare un sfat foarte important. Și am observat, m-am gândit să zic pentru că am observat că majoritatea oamenilor care deschid în ultimul timp nu știu dacă uită sau nu sunt conștienți că trebuie să facă treaba asta. Bă, te rog, Claudiu. Aici mi se pare că e și din cauza că de obicei când deschizi ai 10 minute, să evident, zicem, știi? Evident, da. Și vin cu entuziasmul ăla de, aoleu, eu am 10 minute, dar eu am mai multe chestii de zis, aoleu, nu, trebuie să intru și să zic tot ce am de zis în 10 minute. Nu, poți să spui... Probabil e și asta, da. Adică să-ți iei alea 2-3 minute sau un minut la început să... Da, în cazul în care vrei să îndești cât mai multe în 10 minute, nu îndesa în 10 minute, sacrifică un minut din cele 10 ca să se așeze spectacolul, după care poți să intri în material și dacă e bun, oamenii o să râdă. Corect. Da. Și asta e de preferat la stand-up, nu știu dacă știați ca oamenii să râdă. Adică și mie mi-a luat foarte mult timp până să-mi dau seama cât de importante sunt acele 2-3 propoziții. Bă, chiar sunt foarte importante și ți-am zis și am luat sfatul ăsta de la tine și l-am aplicat ever since. Și m-a ajutat, pentru că într-adevăr este melodia aia la început și este disclaimerul la început, dar oamenii încă nu s-au acomodat cu vocea ta, nu s-au acomodat cu prezența ta, cu vocea ta, cu ce reprezinți tu ca și comedian. Știi? Și dă-le un pic și să se acomodeze și atrage-le puțin atenția, că oricum ei n-au venit acolo pentru tine. Clar. Atrage-le atenția, hei oameni buni, a început spectacolul, eu sunt ăsta, haideți că o să vă zic și eu niște glume. Hai, dați-mi atenția. Și știu că nu suntem cu toții firi diferite și avem cu toții caractere diferite și modalități diferite de a livra un material, dar încă la deschideri funcționează, sigur, fiecare în stilul lui, dar energia. Că energia ta e mai mare, că energia ta e mai mică, dar să fie energie. Că asta era sfatul tău, următorul? Nu, dar am pornit de la, de la ce ai vorbit tu mai devreme. Hai să nu fim atât de stricți. Păi nu, să știți ca să nu trece pe... Să nu ne repetăm. Da, mă, mie îmi plac listele. Micul Schindler ți se mai spune. Așa. Da, asta ziceam, că e importantă energia. Indiferent că e o energie mai mare ca așa ești tu ca om, sau o energie mai mică că ești mai așezat, dar trebuie să existe acel zvâc în tine pe care să-l transmiți și oamenilor din public. Dar mie mi se pare că îți trebuie un pic de energie înainte, în deschidere, adică mai mare, nu? Mai mare? Adică, dacă se poate să livrezi o energie mai mare decât cea pe care o ai tu de fapt e în tine. Mi se pare că e foarte dificil. O secundă ca să facem destul de clar treaba asta. Energie nu înseamnă să intri să fii, adică tu dacă ești un om, cum? Da, nu intri cum pe energia nu înseamnă hei! Nici de cum, nici de cum. Seara. Nici energie, de cum. Nu știu, mai mult spus ca prezență pe exact, scenă. Exact. Ca prezență, ca entuziasm
cu care tu vrei să-ți dai glume. Exact. Adică să nu fii timid, să fii mai, cum să zic eu, extrovert. Mi se pare că e extrovertit. Da. Să vii acolo, da, și să, da, fii, da, să fii deschis că accepti niște, accepti chestia, da, care se întâmplă. Știi că ești acolo? Tu, da. Să te bucuri și tu că vrei să spui glumele la acelor oameni. Să te bucuri de materialul tău. Exact. Pentru că foarte... Am văzut mulți oameni la open mic și mulți oameni care sunt la început, de un an sau chiar doi, fac treaba asta și intră pe scenă și, că ziceam și cu Claudiu astăzi, știi ce ne-a spus nostru proful de actorie, da, domnul Andone, când intri pe scenă la teatru, când am făcut facultate, ne-a spus, dacă eu înainte să intru pe scenă fac așa, trag aer în mine, și am intrat pe scenă și am făcut, mi-am aruncat, da, afară toată energia. Exact în stilul ăsta văd oameni care urcă și fac... Ah, da, corect, am observat și eu chestia asta. Da, ce faceți? Da, chestia asta am făcut-o și eu la început. Da, și drept, tu făceai, da. Intram așa. Hai, da, că intri cu... Și fără energie și fără prezență, nici nu te știu. Și nici nu pare că vrei să fii acolo. Da, nici nu pare că vrei să fii acolo, exact. Ajută-mă să vreau să te văd, ajută-mă să vreau să te ascult. Și până la urmă, dacă ție, că tot pornind de la sfatul ăsta, dacă ție nu-ți face plăcere să fii pe scenă și nu te bucuri că ești pe scenă, automat nici oamenii nu se bucure că tu ești pe scenă. Nu o să vadă un om simțindu-se mizerabil pe scenă și ei simțindu-se bine că-l văd pe acel om. Eu acum îmi dau seama că eu acum intru pe scenă și spun că eu n-am venit pentru stand-up, eu am venit pentru că am probleme. Da, tu o spui într-un context al glumei, așa e, se tăpuită gluma ta. Da, da. Da, mă, dar nu cred că o să fie oameni care o să zică, oh, a, deci de asta a venit. Da, am plătit stand-up, exact. Mă, du-te-n pula mea. N-am plătit probleme. Am plătit stand-up și probleme. Doar stand-up scrie acolo. Exact. Acum mi-am dat seama. A, băgămeș. A, firea să fie. Da, un alt sfat pe care mi l-am notat aici, mai ales la început, foarte important la început, să nu dea curs provocărilor din public. Absolut deloc. Corect, foarte bun. Absolut deloc, nu trebuie. Știu că cu experiență, știu că vrei să dai înapoi, vrei să punchback când primești un pumn, dar la început nu o să ai această capacitate. Eu nici acum nu am această capacitate. O să o am în timp. Eu dar... am foarte, foarte mic, am început să o prind, dar foarte puțin. Și există atâtea riscuri când răspunzi, da. În primul rând că e riscul să nu-ți iasă. În al doilea rând că o să strici toată energia. E posibil să strici toată energia. Omul care vine după tine, pentru că deja l-ai atățat pe ăla din public, o să te urască pentru că l-ai atățat pe ăla din public. Deci sunt numai și numai riscuri. Plus că trebuie să fie, e balanța, e foarte fină balanța. Trebuie să, ca să-i răspunzi bine. Adică dacă tu îi răspunzi, clar trebuie să vii cu ceva foarte amuzant, da, exact. Și de preferat și puțin răutăcios, da. Dar trebuie să fie mai amuzant decât răutăcios, exact. Dacă e mai răutăcios decât amuzant, și oamenii o să-și dea seama și totul o să devină awkward. Iar dacă faci treaba asta când ești la început, ai șanse de 99,8% să eșuezi. Absolut. Da, ai dreptate, 99,8. Da, da, da. Încă mă gândeam dacă... Cam pe acolo, adică... Ai, da, da, da. Da, da, pe acolo. Plus că... Plus marja de 001, da, care da. Nu intră în... Da. Cam aia. Da, și mie mi se pare că eu nu suport să vorb, adică dacă îmi zice cineva ceva din public, eu efectiv nu bag în seamă. Sau adică, dacă e atât de vocal, nu încerc să nu bag în seamă prin a spune că nu-l bag în seamă, efectiv. Adică o să zic ceva de genul că nu-mi trebuie sau mă fac că n-am auzit cum trebuie sau chestii de genul ăsta și trec peste. Adică cel mai important mi se pare că să treci peste momentul ăla cât mai repede, pentru că în felul ăsta e posibil că ăla care a țipat să tacă și el din gură, să zică, bă, ia stai așa că... Nu mergi. Poate băiatul ăsta nu vrea, nu pișcă la el. Și dacă îi răspunzi și îi răspunzi ceva prost... Adică dacă nu răspunzi la un nivel din ăla în care să-l pui efectiv la punct și ăla să zică ok, tu ai microfonul, e treaba ta, te las să-ți faci treaba și îi răspunzi o chestie mizeră, ăla s-ar putea să zică, bun, păi merge atunci. Aha, și da, o să mai dau în el. Și o să mai dea și o să mai dea și cum ziceai și tu și o să ia și următorul comedian și următorul și... Cheia, eu cred că cheia în toată treaba asta cu hecklerii e să aștepți mult timp până când tu devii... controlat pe ceea ce faci, încât tu susții foarte bine materialul, tu te simți foarte lejer în el, tu poți să jonglezi cu glumele tale, după care eu cred că următoarea etapă, că în momentul în care devii, ești în control ceea ce faci,
îți aruncă ceva un heckler, vrei să răspunzi și acum începe altă etapă. Și prima oară, o bucată de timp, o să zici repede ceva ce ai în cap, pentru că nu știi să-l controlezi. După aia e... Stai un pic. După aia trebuie să înveți, după aia să stai un pic. Sunt în control cu materialul meu, îmi zice ceva un heckler, după aia trebuie să învăț să stau puțin, să nu mă grăbesc să-i răspund, să-mi iau 2-3-4 secunde și să coc ceva mai bun. Și pe aia să-i dau. Și atunci când o să aibă un foarte mare efect. Prima mână. Ești prost și tu se măta! Măta-i prost. Și nu e amuzant și nu, căcat, fugi. Eu am făcut treaba asta de foarte multe ori. De câte ori am încercat, nu știu, să zicem dacă până acum am încercat de 10 ori, de 6 ori mi-a ieșit primul gând, măta, și toată lumea era... Și altă chestie care mi se pare că și eu am făcut prostia asta, să-ți faci din timp, să-ți faci o glumă la care să răspunzi, pentru că, bă, se vede atât de clar că nu este improvizată când Eu am avut la început o glumă cu care mă... cred că am mai spus-o, dar am mai zic o dată, era... Mi s-a întâmplat odată la un show, am avut un heckler când mă apucasem eu în Craiova. Și am avut un heckler și evident aveam glumea pregătită care l-aș fi decimat. Și am spus, auzi, da, tu nu prea faci sex, de simți nevoia să-mi fuți mie show-ul? Wow, boom, aplauze, râsete. Da, asta era gluma pe care o copsesem eu în minte. Da, mers? Bă, surprinzător, da, dar el nu s-a oprit. Adică n-a fost acea lovitură decimatoare, cauzatoare de rușine care să-l facă să se retragă. Pentru că n-a fost la fel de amuzantă pentru el cum a fost pentru ceilalți. Și asta e drept. Că plus... el era nefutut și ceilalți râdeau că el e nefutut. Exact, da. Plus că probabil s-a și văzut că e o chestie mai cam prea așezată ca să fie spontană. Dacă nici nu ți-ai luat un timp să pare că ăla ți-ai și tu n-ai futut de mult timp că vrei să-mi fuzi mie show-ul? Da. A fost, aha, mai am. Da, deci asta cu hecklerii, chiar când o să fie, nici eu încă nu știu să le răspund, uneori îmi iese, alteori nu îmi iese, dar de regulă stau deoparte, în 98% din cazuri stau deoparte, dacă e un 0,2% care chiar e deranjant abia atunci și sunt eu sigur că o să fie ceva ce merge la țintă. Mi se pare că ai nevoie de foarte mulți ani de experiență ca să poți să faci treaba asta, să-ți iasă în majoritatea cazurilor. Da, da. Ca și acum s-ar putea să se întâmple, să... îți iasă, nu știu, 2 din 15 și o să fii gata, mi-am dat seama cum se face și după aia următoarele 13 să fie praf. Da. Deci, și depinde și de cum e publicul în momentul ăla. Adică și depinde multe și de variabile. Dacă publicul e cu tine, dacă ți-a mers bine până acolo, că dacă nu ți-a mers bine până acolo și zice și unul și mai dai unul, mai bine pleci, lasă. Da, foarte corect. Du-te acasă. Dacă ți-o zice la început, e... te-a dezmembrat de tot. Adică dacă ți-o zice la început și tu îi răspunzi, și na, o să, n-o să-i răspunzi cum trebuie, mai e și la început și oamenii nu au încredere în tine deocamdată, pentru că e și la început de show, ești opener și ți-a mai zis ăla și la început și așa, mai bine treci peste efectiv și du-te material, zi poezia, pentru că dacă ți-ai învățat textul, cum am zis la începutul podcastului, poți să zici poezia, tu ți-ai făcut treaba, ai plecat. Și poți să tragi niște concluzii la final, vis-a-vis de material. Un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez, care mi se pare extrem de important, pentru că am văzut la foarte mulți oameni și aici la noi la The Fool, dar și de-a lungul timpului, nu beți înainte de spectacol. Nu beți înainte să urcați pe scenă. Ai observat că nu beau sau de ce? Nu, că beau. Ah, că beau. Asta că s-a înțeles. Sunt mulți oameni la început. De ce nu beți? Beți dracu mai mult. Bă, păi să te urci tu prima oară să nu fii căcat. Bă, păi bun. Bă, tu ești împit. Nu. Sunt foarte mulți oameni care beau să își facă curaj înainte să urce pe scenă. Și am văzut asta la foarte, foarte mulți open micers și eu cred că e o mare greșeală să bei înainte să te urci pe scenă, pentru că este un ajutor fals, e din un sprijin extrem de fals și mai ales dacă tu, să zicem că acum urci prima oară pe scenă și dai o 50 de whisky-anul și ți iese bine, sau mă rog, tu crezi că ți iese bine, cu siguranță data viitoare vei fi, nu știu, convins că trebuie să bei din nou pentru că așa ți-a ieșit bine. Da, da, da. Și cu cât, mie mi se pare că cu cât bei mai mult înainte de show-uri, cu atât îți e după aia mai greu să renunți la acest lucru. Păi normal, că începi să că... fii din ce în ce mai conștient la ce se întâmplă. Exact, acolo e din ce în ce mai dificil să urci fără să bei. Și nu, plus că nu ești în control. Dacă intri puțin și ești abțiguit, că ai băut tu 50 sau 100 sau o bere sau 2-3, ca tu
motivându-ți că vrei să-ți faci curaj, tu nu o să mai fii extrem de conștient pe ceea ce faci și nu o să mai știi ce ai greșit sau ce nu exact, ai greșit. Da. Și nu o să mai știi, mai poți să analizezi la rece, ce s-a întâmplat. Da. Exact, pentru că de obicei se întâmplă chestia asta, să vezi oameni care au băut, urcă pe scenă, nu le iese cum trebuie în primele 5 minute și se supără pe public și încep să fie, păi normal, asta nu vi se pare amuzant. Păi, dacă... A, da, mă, uite, asta mă uitați în șoc cu supărată asta, pe public. Și asta, asta mi se pare, niciodată nu trebuie să te... Adică, da, poți să te superi pe public, este și vina publicului, mie mi se pare că totodată este și vina publicului. Sunt momente în care eu dar nu cred că niciodată e vina public. Să nu te superi pe public pe niciodată scenă. Nu trebuie să faci asta. Da, e... greșit adică total. Dacă, de exemplu, vedeți că micuțul face treaba asta, el nu o face că se supără la propriu pe public, el o face pentru că știe cum să o facă, pentru că are o experiență de sute de ani în spate, pentru că știe să o controleze și e foarte amuzant cum o face el. Exact. El nu se supără pe șine, adică dacă vedeți la micuțul că zice, de ce nu râdeți, mă? El nu iese după aceea și zice, bă, dar ce public prost. El știe să controleze, e un gimmick al lui. Exact. Adică da, putem să spunem că în unele cazuri sau la unele show-uri publicul, vibe-ul publicului e mai slab. Cu siguranță. Da, dar asta nu înseamnă că dacă glumele sunt ok, ele o să funcționeze într-o oarecare măsură. Da, ideea e că dacă setezi un standard, un nivel al glumelor, zicem că glumele tale sunt aici, în unele seri vor fi aici, exact, în alte seri vor fi aici, dar niciodată nu vor, se, nu vor fi jos. Exact. Vor fi puțin sub nivel, mai mult peste nivel sau și dacă tot așa. O să fie praf, o să fie din cauza ta și plus minus puțin a publicului, da, dar predominant exact din cauza ta. Adică predominant dacă din cauza ta, da. Ele au mers și nu ți-au ieșit deloc în seara aia, tu ceva ai avut și ceva o să știi avut, că ai da, avut. Ceva ai avut, cu adică siguranță. Nu cred că e cineva super ok, urcă acolo și n-a mers. Bă, dar ce am avut? Să-și pun întrebări. Nu. Exact. Nu, a fost bine. Din nou, chestia cu alcoolul iarăși e foarte cool. Pare foarte cool să bei pe scenă, să bei înainte. Dar într-adevăr, nici eu nu sunt de acord cu asta. Eu nu fac asta înainte de să mă urca pe scenă. Am avut două excepții și de fiecare dată a ieșit rău. Nu-mi doresc să mai fac asta. Sigur că poate pe parcursul carierei vor mai exista momente în care voi mai cu fi cu siguranță băut. O să existe. Adică majoritatea o să avem momente în care o să bem sau chiar să ne îmbătăm de-a lungul vieții noastre sau a carierei, dar nu faceți asta ca un ritual. Exact. Sau, și mai ales la început. Mie mi se pare extrem de important la început să fii super conștient pe tine și pe ceea ce faci. Dacă atunci nu ești conștient, nu știu, o faci ampulă. Pentru că nu o să ți se construiască în cap cum să construiești o glumă, un schelet. Exact. Nu o să fii controlat. Și tot suportul tău va fi alcoolul, exact așa cum ai spus și la început. Asta îți va da dorința de mai bea din nou, pentru că așa ți iese ție. Și cu cât o faci mai des, cu atât o să-ți fie după aia mai dificil să faci treaba asta. Bun. Joe? Tu mai ai ceva? Nu știu. Mai vin chestii. Vorbeam de asta cu datul vinei pe public. Asta mi se pare că e o scuză atât de facilă și atât de falsă. Este cel mai fals lucru pe care poți să-l faci când te dai jos de public. Da. Când te dai jos de pe scenă, este cel mai fals lucru pe care poți să-l faci. În primul rând, ca să completăm cumva și sfatul pe care l-am dezbătut ăsta cu datul vina pe public, în primul rând să cauți vina la tine. În primul rând. Mai ales când ești la început, adică Nu știu. Ai chestia că și vina pe public, tu poți să dai vina pe public, dar întotdeauna publicul are doar o parte mică din vina când ție nu ți-a ieșit bine. Vina tot a ta e că tu trebuia cumva să te adaptezi la publicul pe care l-ai, să ai chestia, că la început nu ai cum să faci chestia asta. Eu o să recunosc, am auzit oameni când am fost aici MC la noi, am auzit oameni care au ieșit de pe scenă și au zis, faci public prost. Dar nu. Bici! Știu, păi exact la asta mă referam, la asta, dar genul ăsta de atitudine în care ai ieșit de pe scenă și direct, frate, fără a trece prin filtru. Fără să treci, dar eu ce am făcut? Eu cum aș putea să îmbunătățesc? Ok, n-am mers la publicul ăsta, dar pe viitor, dacă mai vin ăștia, eu ce fac ca să-i fac să râdă până la urmă? Pentru că ei trebuie să râdă. Și nu înseamnă, apropo de asta, nu înseamnă că sala trebuie să fie plin la spectacol, la serile de open mic. Adică dacă sunt 15 oameni în sală, e mult mai greu să faci un număr mai mic de oameni, un grup restrâns de oameni să râdă. E mult mai greu. Tu dacă reușești să faci 15 oameni, 20 de oameni să râdă într-o sală, de exemplu, 100. Cum e aici, de 170 de locuri, păi ești mini-zeu dacă poți să faci treaba asta. Dacă așa faci, că se umple toată sala și știu că avem la open mic, că e și intrarea moca sau că a primit invitații și sunt pe hăhăială. Și dacă tu ai dat niște glume și să zicem au râs 160 de oameni, tu după aia o să ai încredere, dar ce am eu, pot să fac asta peste tot.
Păi nu. Și pe aia o să fii, să deschizi un spectacol sau o să mergi pe undeva în țară și să vezi cu oamenii să fie ce ai făcut, tati, ce ai... Ce să... asta mi se pare și mie, că cel mai important e să nu refuzi niciodată un show. Altă chestie pe care mie mi se pare că e un sfat bun. Să nu refuzi un show în sensul că dacă sunt puțini oameni, dacă, cum ziceai și tu, dacă sunt 15 oameni în sală, să zici, ha, ce am, bă, e greu, e total de acolo, greu, e foarte greu să faci 15 oameni. Trebuie să vezi senzația de te lupți, dai cu pumnii în pietre, bă, dar dacă și faci 15 oameni să râdă, după aia a fost, i-am dovedit, a fost groaznic, dar la un moment dat i-am dovedit. Da, adică e o satisfacție mult mai mare decât aia în care urci la o sală de 200 de oameni și faci să râdă. Pentru că cumva acolo sunt 200 de oameni, e clar că la un moment dat e o mișto, să râdă 50. E mișto, vrei să se întâmple treaba asta, e bine, știi? Să se întâmple treaba asta. Da. Dar să nu uităm și cazurile dificile. Da, și da. Să, cum a zis și Claudiu, să luăm lupta în piept și să nu, nu o dăm deoparte. Așa, asta așa. Am discutat... Eu mai am aici să își petreacă cât mai mult timp posibil în cluburile de comedie. Corect. Să își petreacă timpul cu oameni pe care ei îi consideră amuzanți. Corect, da, și exact. Să se uite la comedie în general, da, indiferent adică că e online, indiferent că e live, să tot. Vadă tot, adică ce pot. Mi se pare foarte important că dacă te hotărâști să faci treaba asta sau vrei să faci la un moment dat treaba asta, poate că acum ai un job, dar vrei la un moment dat să renunți și să faci treaba asta, cumva, poate sună dubios, trebuie să-ți dedici viața acestui, în ghilimele, job, acestui fenomen, acestui lucru pe care tu ți-l da, adică nu e să faci doar stand-up, nu înseamnă să scrii acasă niște glume și după aia să vii 20 de minute, să le dai pe scenă și pleci acasă. Adică nu da, e doar corect, atât. Corect. Nu trebuie e doar atât. Trebuie să cunoști lumea în întregimea ei. Da, și adică nu, ai chestia că multă lume înțelege prin chestia asta că să vii în cluburile de comedie, să stai de vorbă cu niște oameni, să petrești timpul acolo și să vezi chestii și să fii martor la niște chestii, percep ca fiind pupincurism. Ah, da, da, foarte mult, da, foarte, deci zis, foarte multă da, lume da. Oamenii cred că chestia asta că te duci acolo în fiecare seară înseamnă că tu pupincuri, nu. Panamen, te duci acolo ca să faci, să vezi niște lucruri, să înveți niște chestii de la niște oameni, să ceri niște sfaturi. Uite, uite, de exemplu, sfaturile astea pe care noi le dăm acum. Asta ne-au fost și nouă și zise. Și nouă ne-au fost zise de și după aia le-am trăit pe pielea noastră, da. Ne-am dat seama că și sunt asta importante. Da, oricum, ce zicem și noi aici și orice ar zice oricine, mai bine trăiești pe pielea ta. Dar e bine să le cunoști din timp și e bine exact să trăiești, să vezi cum gândesc oamenii care fac comedie, să vezi ce glume fac oamenii. Nu neapărat, nu tu, dacă îți petrești timp cu ei, nu stai și zici, ia să vedem cum gândești ăsta. Exact, pur și simplu o chestie pe care tu o descoperi în timp și zici, stai că aș putea și eu să fur treaba asta de la el. Exact. Dar uite cum s-a dus și în zona aia cu maimuțe, pot să fur și eu treaba asta. Așa scrie stilul tău până la urmă. Că, da, că nu, nu, și oricum așa scrie stilul tău. Practic luând niște chestii micuțe de la oamenii pe care tu îi consideri amuzanți. Și uite, uitați-vă la absolut tot ce înseamnă comedie. Am auzit diversi oameni care se apucă de treaba asta și zic că eu nu mă uit la stand-up că nu vreau să fiu influențat. Am auzit și eu de dacă, multe ori. Dacă încep cu treaba asta, eu, Radu Bucurea, zic du-te și împușcă-te. Nu mai inventezi nimic. Nu s-a inventat, s-a făcut totul. Tu nu mai faci nimic. Sau dacă ești un om genial, poate o să faci, nu știu. Dar oricum nu te încurcă, adică nu e ca și nu, cum vine influența aia. Că exact cum zicea Claudiu mai devreme, tu îți formezi stilul în ani de zile, dar până atunci iei de la ăla cu tăi ceva, exact. De la ăla, de la ăla și la un moment dat, tu la un moment dat în parcursul carierei tale, eu mi-am dat seama asta după vreo, nu știu, la 2 sau 3 ani de zile, acum 4, adică acum un an sau 2, băi, eram atât de conștient că eram o combinație de Micuțu, Bordea, Costel și Badea, adică băi, mă auzeam, aveam tonalitățile lor, aveam expresii de ale lor și eram, Da, și te sperii un pic. Și mă sperii că zic, bă, dar-i copie? Sau, nu, pur și simplu, petrecându-mi timp cu oamenii ăștia, fără să vreau, am luat de la ei. Și în timp o să renunț la ei și o să fac exact. Meu. Exact, foarte corect spus. Da, mi se pare că ai subsumat foarte bine toate elementele de până acum. Ce cuvânt frumos, subsumat. Da. Subsumat. Nu-l cunosc. O să te vorbim asta după ce vedem la podcast. Subsumat, ne vedem după podcast. Așa, bun. Eu am notat aici o chestie, notița mea este așa, să încerce mereu chestii noi și o să explic exact la ce am vrut să mă refer. Ideea e că am remarcat că sunt oameni care, furați de faptul că vor să impresioneze un anume public, dau chestii în cele 5 minute pe care știu că funcționează deja.
A, cred că știu la ce te referi, cumva la atunci când scrie o glumă, scrie ce ți se pare ție amuzant, nu la ce crezi că o să râdă oamenii. Ăsta e un alt sfat bun, dar eu mă referam la altceva. Ține-mi minte că chiar un sfat bun. Da. Eu mă referam la faptul că tu ai tot mers pe la open mic-uri și așa mai departe. Da. Ai văzut că un anume, că setul ăsta de 5 minute funcționează. Părerea mea e că după ce ai ajuns la concluzia aceasta, dacă mai mergi la alte open mic-uri, nu mai merge cu acela set ca să impresionezi publicul. Da. Că nu e despre a impresiona publicul, e despre a-ți crea un set cât mai mare, cât mai lung, cât mai bun. Dacă tu ai 5 minute care funcționează... Un soi de, scuze, schimbă materialul. Exact. Când ți-ai dat seama că e bun, schimbă-l, mai pune... Lucrează la altceva. Da. Exact, lucrează la altceva. Aici ce vreau să notez cumva cu nota bene este și faptul că dacă urci doar la open mic... Ești tentat să rămâi în alea 5 minute pentru că ți se pare că open mic-ul este un show. Știi? Ok, poate fi, poate fi chestia asta, și, dar e bine de subliniat că nu este un show open mic-ul. Da. Este o modalitate prin care ajungi să-ți construiești materialul și e bine să schimbi și să diversifici cât mai mult ca să știi ce merge și ce nu merge, ca să adaugi, să faci materialul. Adică greșind, la un moment dat greșelile se elimină și rămâne ce e bun, păstrești ce e bun, iar mai greșești, iar mai iese ceva bun, iar mai păstrești ce e bun și tot așa aduni bobiță cu bobiță și faci un material. Faci un material, faci de o deschidere. Faci de o deschidere, exact. 5 minute în jumătate de ani, ți le faci perfecte, pe la open mic, după aia în 2-3 luni mai faci încă 5 minute și aproape de o deschidere. Că mai lungești cu începutul, cu fraze de început care vorbeam, încă o dată. 1 minut 2 și după aia parfum, perfect. Perfect. Și asta, ce ziceai tu iarăși foarte important. Da. Că sunt oameni care atunci când își scriu glumele la început, le scriu gândindu-se nu ceea ce li se pare lor amuzant, ceea ce cred că e amuzant pentru public. Exact. Adică, de exemplu, eu nu o să scriu o glumă despre veverițele care zâmbesc, că mie mi se pare foarte amuzant. Și o să încerc să fac asta amuzant. Nu, o să vorbesc despre femeile grase care nu încap în rochii mici. Tot despre știu că relații. Oamenii râd de grase. Sau despre relații, că oamenii râd la relații. Da, că m-am despărțit de fosta mea. Deci da, asta cred că intră la categoria de a face materialul personal. Absolut, da. Adică asta înseamnă material personal. Material personal nu înseamnă să ai povești din viața ta, să ai sau experiențe, da, înseamnă și asta, dar înseamnă și chestiile care te intrigă pe tine sau da, chestiile care te enervează sau da, lucrurile în care tu crezi. E foarte important ca ceea ce tu spui pe scenă să crezi, pentru că dacă tu crezi, o să creadă și publicul. E ceea ce noi am învățat în actorie, se numește greutatea cuvântului. Dacă eu cred, eu transmit că eu cred în treaba aia și o să te iau pe tine cu mine. Exact. Da. Și da, e mult mai greu dacă eu vreau la început să zic o glumă despre cum râd veverițele. E mult mai greu până ajung să fac gluma asta să fie amuzantă decât aia cu grasele. E foarte probabil că aia cu grasele să meargă rupă mult mai repede și să intru în visul ăsta fals. Păi gata, mai că merg pe astea, că merg pe ce prinde. Mm-hmm. Știi? Merg pe grase și gay. Că l-am făcut în curte și am scos pula cu ciocolată. Gaga! Și după aia da pe o grasă cu ea. Da, și în orice caz, și când abordezi un subiect, oricare ar fi el, vis-a-vis de ce am vrut mai devreme, e că n-ar trebui să te duci la prima mână. Adică, gen, în facil. Sau ar trebui să fii conștient, să nu vrei să te duci la prima mână. Pentru că, cu siguranță, la început toți am făcut exact, și o să facem absolut, treaba asta. Și, o să tot și e facem. Bine să treci prin prima mână, adică o să, și noi încă mai trecem prin absolut, prima fără mână. Absolut, și nu la lavă. Asta e prima mână. Asta e prima mână. Exact. Un exemplu de prima mână. Dar e bine să vrei de fiecare dată să nu treci prin prima mână. Deși o să o faci până la un moment dat, până când o să înveți care e prima mână, să nu te duci în zona aia, hai să o apuc de altundeva. Exact, să vezi unghiul care nu s-a mai făcut, cu toate s-au făcut, să mai spui și tu. Să încerci o abordare pe care tu o consideri nou. Practic din punctul tău de vedere. Da. Știi că probabil ea s-a mai făcut, să zicem. Da. Dar tu, dacă tu o vezi nouă în capul tău, ia-o pe aia și ți se pare cumva original. Am putea zice să încerci să te provoci. Da, exact. Să nu lași lucrurile în facilul ăla în care e totul la îndemână. Da, și următoarea pe care eu aveam notat-o era chiar treaba asta cu să schimbe materialul. Pentru că văd oameni care sunt la open mic de un an și ceva, care tot vin pe la open mic-uri și au aceleași 5 minute. Asta... Nu știu, poate au altele la care lucrează, presupun, habar n-am, dar eu de câte ori am văzut au aceleași 5 minute. Da, și altă chestie, când, la fel cum
chestie care se combină, sfatul ăsta se combină cu ăla de 15 oameni în sală. În momentul în care vezi că sunt 15 oameni în sală, nu te duce în ce ai tu de acasă super bun și nu știu ce, cum zicea și voi. Adică tu, să zicem că ai venit în seara asta să dai niște glume pe care le-ai scris în săptămâna respectivă și vrei să le dai că ți se par ție tari, dar când ai ajuns aici, ți s-a zis că, bă, știi, rezervările au fost cam așa, sunt 15 oameni în sală și na, o să fie mai ciudat și nu știu ce. Și tu în momentul ăla zici, păi atunci dau materialul ăla bun ca să iasă bine. Nu, că n-are, degeaba iese bine. Adică degeaba iese bine dacă nu încerci chestiile pe care le-ai făcut. Exact. Important este să evoluezi tu și materialul și să-ți construiești de o deschidere, cum am vorbit și mai devreme. Da, uite că asta aveam următorul. Dacă ai 10 minute bune, sigur cineva o să te ia deschidere. Da, da, ușor, ușor, da, cu siguranță. Dacă ai 10 minute bune, nu vor trece neremarcate. Adică mai e ceva? Eu mai am să încercem două. Mereu chestii sau noi și eu tot două cred că mai am. E un sfat, eu am notat aici, să nu se laude atât de tare între ei. În general, ca să nu superi un om, ai tendința să-l lauzi, știi? Când poate nu este cazul. Și uneori, lauda poate să dărâme mai mult decât o critică. Nu înseamnă că trebuie... În general, de între ei. Da, adică dacă noi suntem, noi am urcat în seara asta la open mic, nouă nu ne-a ieșit. Da. Și noi suntem cumva în sine conștient sau nu de chestia asta. Noi o să fim, bă, Radu, foarte bun, foarte mișto în seara asta, excepțional. Da, exact. Știi că a fost bine, ce ai, ești nebun, dar ăstea le știu eu, le-ai mai dat, sunt foarte bune. Asta mi se pare că nu ajută. Nu neapărat să vii să-l critici pe om, nici de cum. Părerile ar trebui date doar dacă sunt cerute în general. Dar poate că o laudă aruncată la modul ăsta poate cumva să-i creeze o falsă impresie că a ieșit bine și pe viitor să îl facă să sau stagneze. Sau să creadă că nu el e problema. Exact, sau să creadă că nu el e problema. Pentru că mulți cred că nu ei sunt problema, ci altcineva. Îi alimentează această chestie că lui a ieșit, că publicul îi devină și poate că face mai mult rău decât bine, deși poate e bine intenționată. Sau, din punctul meu de vedere, chestia care mie mi s-a mai întâmplat să ies de pe scenă, să știu că a ieșit show-ul prost și să vină cineva la mine și să-mi zică, ai bă, că a fost bine, mă, ce ești nebun. E deranjant pentru mine că eu știu că a fost prost și vine cineva și îmi spune că a fost bine și mă bagă într-o zonă din aia, bă, chiar a fost bine? N-a fost bine, că știu că n-a fost bine. Nu, când tu simți aici, ai o urmă de n-a fost bine, clar n-a fost bine. Nu există n-a fost bine și ce ai, mă, că ai rupt? Ce ai? Da, corect. Zice domnul Radu. Următorul nu e deloc un sfat, ci este o concluzie a mea și probabil a întregii lumi, dar sună destul de dubios. Nu toată lumea poate să facă treaba asta. Nu toată lumea poate să facă orice de pe planeta aia, dacă de pe planeta asta. Nu toată lumea poate să facă comedie, absolut, nu toată lumea poate să facă stand-up, nu... Na, sunt oameni care poate să facă comedie, dar nu poate să facă stand-up. Corect, sunt oameni care scriu excelent, sunt oameni care poate să scrie foarte bine, dar din păcate să nu aibă prezență scenică sau să nu fie plăcuți pe scenă, că na, asta e, nu se poate. Corect, și e adevărat ce spui, dar cu singura mențiune că se poate munci la anumite aspecte. Total de acord. Da. Cum ar fi, nu știu, poate scrii excelent, dar ai o dicție proastă. Se poate munci la dicție. Poate scrii excelent, dar ești foarte timid. Se poate munci la lucruri de genul acesta. Oricine poate să... nu să facă treaba. Oricine poate să... ce cuvânt nu-mi vine, bă, tocmai acum așa. Atât de simplu, bă. Oricine poate să profeseze. Acum, că ești mai puțin făcut pentru treaba asta, asta înseamnă că o să-ți ia mai mult timp să reușești. Exact, da. Exact. Corect. Nu înseamnă că nu poți să profesezi, înseamnă că unii sunt mai făcuți pentru treaba asta, alții sunt mai puțin făcuți pentru treaba asta. Exact. Și unii, într-adevăr, există persoane care nu pot face treaba asta. Există persoane care nu pot să picteze, nu pot să cânte, nu pot să danseze și așa mai departe. De exemplu, eu nu pot să dansez. Nici eu nu pot să dansez, n-aș putea face asta niciodată, nici cu toate cursurile din lume. Așa e și la stand-up. Și într-adevăr, dacă sunt anumite, cum am spus mai devreme, aspecte care se pot corecta, altele care nu se pot corecta, dacă îți dorești asta cu adevărat și simți că ai anumite carențe, anumite defecte, anumite deficiențe și vrei asta cu adevărat, muncești. De mult și o să reușești. Cu siguranță. Nu, mai greu, probabil, dar o să reușești. Cu siguranță. Pe de altă parte, e valabil și reversul medaliei, că dacă ești foarte, foarte talentat și pare că ai toate datele să faci treaba asta... Tot așa, dacă nu muncești... Nu te lăsa pe urechi. Exact. S-ar putea să pici în partea. Da, mă, că eu știu să fac. Exact. Mă, ce dracu, mă mai duc eu, deci, să mai repet tot timpul, material. Exact. Tot timpul trebuie păstrat un echilibru și ajuns la un nivel în care talentul se îmbină și cu munca. Exact.
Eu mai am aici, dacă faci mai puțin de 2 ani, părerea mea e să nu te duci la iumor. Dacă faci de mai puțin de 2 ani, da. Eu da. Cam, când m-am gândit, eu 2 ani mi-a dat ca rezultat în cap. De ce calcul ai făcut? Așa mi s-a părut mie. De fapt n-a făcut niciun calcul, a zis, bă, cam pare, cât 2 ani. 2 mi se ani. Pare e foarte riscant să faci treaba asta și de mai puțin de 2 ani și să te duci acolo și dacă, Doamne ferește, o dai și bine. Zic, Doamne ferește, pentru că dacă o dai și bine, după aia, din nou o să-ți creezi o falsă impresie a ceea ce înseamnă, pentru că spectacolele live n-au nicio legătură cu show-ul de televiziune. Adică te duci acolo, ți-asumi că e un show de televiziune, lucrurile sunt complet diferite. Plus că cu cât ești mai novice, cu atât ai mai puține șanse să o dai, nu știu, să-ți iasă acolo. Corect. Adică eu cred că trebuie să fii cât mai în control pe tine și cu cât ești mai în control, cu atât îți cresc șansele ca acolo să-ți iasă bine. Exact. Dacă vrei să duci, e o părere. Bine, acum, da, poate peste 2 ani nu o să mai fie umor, dar tot, dacă ești la început, nu faci asta din perspectiva că poate nu mai fi să prinzi și eu ultimul tren. Da, sunt de acord cu chestia asta, e alt setup, sunt niște oameni care te judecă și care poate să te distrugă într-un fel la modul că... Da, poate tu nu ești pregătit să-ți iei... Adică, în primul rând, dacă te duci la emisiunea respectivă a umor, tu trebuie să-ți asumi că acei oameni care nu sunt avizați, te judecă. Corect. Și tu n-ai, din punctul meu de vedere, nu trebuie să te super pay, pentru că tu te-ai dus acolo, trebuie să-ți asumi că te judecă Delia din punct de vedere al comediei. Corect, că eu m-am dus acolo, da? Și mai ales dacă ești la început și o să primești niște critici și dacă nu știi să le încasezi, să le faci să-ți fie eficiente pentru tine, o să te dărâme la absolut, asta ziceam și exact. Da, și o să devii, dar ce mă, iau, te handicapați, ce mi-au zis, păi, tu știi că m-am făcut să râdă la Open Mic cu astea. Ce dracu, mă? Da, sunt de acord cu acest sfat. E bine să crești natural cum ar veni, știi? Adică cum ar veni să nu iei steroidul ăsta al umorului, că poate să-ți dăuneze, știi? Da, dacă rămâi fără potență peste un an, doi după ce se duce valul. Deși cum ziceai și tu, s-a cam dus, adică nu prea, în ghilimele nu prea mai există boom-uri în iumor, pentru că e deja de foarte mult timp, oamenii știu cu ce se mănâncă, s-au tot văzut, gata. Probabil nu o să mai facă iumorul, exact cum ziceai tu, până în 2 ani poate nu o să mai fie, dar o să apară altceva, da. Alte concursuri, alte show-uri de talente. Exact, da. Și ultimul lucru pe care eu l-am în telefon este ritmul. Este extrem de important ritmul din punctul meu de vedere, pentru că în principiu comedia e matematică. Este, într-o bună măsură. Și dacă nu ai un ritm de care să fii conștient, evident, în timp, s-ar putea să-i pierzi foarte mult. Corect. Încerca să, nu neapărat, că probabil e un sfat destul de prost, ai un ritm la început, că e foarte dificil, adică te concentrezi pe alte lucruri, dar încerca să fiți atenți și la treaba asta, la ritmul în care spui și vorbele, cum le spui, când le spui, când pui pauze, când nu pui pauze. Ca să se înțeleagă mai bine, ritmul nu înseamnă chestia aia pe care eu sincer am văzut-o destul de mult la open mic-uri, de vin pe scenă și dau glumele ta-na-na-na, ta-na-na-na. Nu, da, aia nu e, ăla e un ăla pattern. Nu e ritm. Ăla da, este, da, e o muzicalitate, nu e ritm. E muzicalitate, da. Ceea ce e care greșit. Care te omoară dacă stai și auzi mai mult de 5 minute de tererererer, terereteta. Tererereteta. Tererereteta. Deja e enervant și și mi se pare că asta e foarte periculos dacă faci one-liner, adică mi se pare foarte monotonia fină, asta. La one-liner e imediat pici în monotonia aia. Da. Pentru că exact, e muzica asta, e loop. Da, exact. Și aș mai adăuga la ritm, care este foarte important și cum a spus și voi, fiecare beat are ritmul lui, nu trebuie să fie un ritm uniform, că nebunim cu toții. Aș adăuga și dicția, un element foarte important. Da. Eu mă lovesc foarte des de treaba asta și mă lovesc minte pe doamna Jean, la profesoara noastră de dicție în facultate, când mi-a zis, o să vezi tu, nu faci acum, o să vezi când o să te lovească, și mă lovește de foarte multe ori. Da, și pe mine mă lovește, mă bâlbâi de foarte multe ori, încurc cuvinte de foarte multe ori. Sunt replici pe care știu că ar trebui să le zic mai rapid ca să funcționeze în beat și sunt sunt unele cuvinte, mă, care nu funcționează în cap, creierul tău nu poate lucrurile. Să le pun. Lucrurile! Exact. Da, și nu ți-e zârâurile, știu. Suntem și leneși că nu facem exact. Da, nu facem. Asta e chestia, că ar trebui și noi să ne ascultăm. Absolut. Total de acord, și asta e o muncă la fel ca toate celelalte. Exact.
Păi cam astea au fost, nu? Eu zic că sunt lucruri utile. Mi-a plăcut acest podcast, a fost un podcast în care am împărtășit micile noastre înțelepciuni. Înțelepciuni. Și pe care evident și noi le-am auzit de la alții de lungul timpului. Absolut, dar n-am inventat noi nimic. Slăvit. Sperăm că, nu știu, v-au ajutat sau să vă fie de folos. Dacă sunteți de acord cu ele, ne bucurăm. Dacă nu, Doamne ajută. Și să aveți o seară magică. Eu sunt Radu Bucălan, el este George Adrian și în stânga este Claudiu, era să zic Mihail, Claudiu Popa. Îți mulțumim, Radu, că ai fost cu noi în seara asta. Vă așteptăm la The Full pe Calea Victoriei 118, atât acum în vară cât mai este, cât și în toamnă. De luni până duminică avem felurite spectacole. O seară frumoasă. La revedere. Sau o zi frumoasă, că nu știu dacă. Pa. Pa.